dar mai mult în coastă, așa. În sensul că, bineînțeles, știți că ei sunt specializați în pay-per-click marketing, pro-click, și servesc clienți cum? Ah, gata. Totodată, în această seară, suntem transmiși live de către Radio Links și vă mulțumim mult. Gata, acum zic de sponsor. Ne bucurăm că... No, mulțumim sponsorilor noștri, două parale, Digital IQ Ads, SigmaNet, Traffic.ro, Semro, SEO Monitor, Web Digital și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui eveniment. Vă mulțumesc pentru toate evenimentele din acest an și sperăm că în 2013 vom avea evenimente și pe subiecte și mai interesante. Chiar am vorbit cu cei de la Google și vor fi și ei prezenți aici, deci vom avea un soi de dezbatere. Sunt sigur că abia așteptați să le puneți tot felul de întrebări de alea la care nu poate să sustragă. Acum i-au răspuns la o parte de întrebări la petrecerea de aseară, dar nu la toate întrebările la care vă gândiți voi. Adrian Zamfira, Cubu Commerce, el a venit din București, n-a plecat la Brașov ca să rămână cu noi. A pregătit o prezentare cu un titlu foarte interesant. Eu știu despre ce e vorba, că na, eu am... Ai participat. Da, am într-un fel, chiar am participat și mă bucur foarte mult că prezentarea este despre acest subiect și anume... Dacă ai risca 5.000 de euro ca să scoți 2 milioane de euro. Nu știu, mie, tema asta mi se pare interesantă. Salut, Florin, bine ai venit. O să las pe Adi să ne povestească, după care dragul meu, colegul meu drag, va vorbi despre 19 lucruri pe care să le luați acasă, despre pay-per-click marketing pentru e-commerce, deci sfaturi practice, și după care Otilio va completa lista de sfaturi cu sfaturi ceva mai avansate. O să ne vorbească despre Dynamic Search Ads. Câți dintre voi ați auzit de Dynamic Search Ads? Câți dintre voi folosiți Dynamic Search Ads? Nu, eu tot cum am spus, glumeam. E un produs care e la jumătate de cât ar putea să facă, deci Mihai nu știu să zic. O să discutăm. Bine, adică gata, nu mai țin microfonul. Să aveți o seară plăcută și ne cerem încă o dată scuze pentru probleme tehnice. Mulțumesc, Ionut. Bună seara, sunt Adrian Zamfira. Vedem dacă merge. În 2003 m-am apucat de e-commerce făcând o firmă cu cei de la UltraPro. Bineînțeles, se numea UltraPro Software. Mi-am ocupat de magazinul lor online, de platforma logistică, de foarte multe chestiuni. În 2007 am ieșit din grup, am preluat firma și am făcut Cubu Stream. Și de atunci facem platforme avansate pentru magazine online și servicii adiacente, web data mining și alte mini. Pentru seara de astăzi am o prezentare interesantă, obținută cumva în urma unui, ca să spun așa, a primului client pe care l-am luat pe Cubu Stream. A fost o poveste interesantă. În 2007, după ceva timp de la întâlnirea de 10 ani, o colegă lucra la o mare firmă în care am simțit eu că are potențial să se lanseze pe online. Până atunci vindeau doar offline. Și m-am dus să-mi facă introducerea, să le facem un magazin online. Vreți un magazin online? Nu vrem un magazin online. Vreți un magazin online? Cât costă? Păi 200 de euro, că vă cunosc. Nu vrem magazin online. După 2 ani de zile am avut un contract de parsare a unei edituri din România și le-am setat un magazin online gratis. Cred că era chiar o temă din fostul UltraPro, cu sigla lor, cu e-payment-ul nostru, cu produsele din acea editură care e una din cele mai mari din România. Și le-am zis, uite, ăsta e magazinul vostru online, e gratis. Dacă vreți, folosiți-l, dacă nu, eu vi l-am făcut pentru că mi-a luat 2 ore să vi-l fac. Ok, din momentul ăla au început, mamă, ce fain, hai să punem produsele, hai să ne integrăm cu, să punem toate produsele noastre, toate editurile, să folosim toată rețeaua noastră. Foarte fain. Au lansat magazinul, au dat comunicate de presă, au vândut ceva. După 2 luni, bineînțeles că după entuziasmul inițial, s-au împotmolit așa cumva vânzările.
Și zic, au venit la mine, băi, ok, avem magazinare, ce facem? Zic, păi nu știu, băgați bani în PPC. Păi, cât să băgăm? Zic, abar n-am, vreo 3.000 de euro. Cum să băgăm 3.000 de euro, ai nebunit? Zic, nu, hai să facem atunci așa, băgați 100 de euro, eu vă arăt în mare ce e cu PPC-ul ăsta, cum licitezi, ce faci acolo și băgați cât vreți până la urmă, urmăriți criteriile astea, ne întâlnim o dată pe săptămână să vedem ce performanțe aveți, să urmărim niște indicatori, să-mi dați feedback, să vă spun eu din experiența mea de câțiva ani ce ar trebui să faceți în continuare. În luna aceea au băgat 10.000 de euro și 10.000 de euro de atunci, multe luni la rând. Business-ul respectiv, până în momentul de față, le-a generat 2 milioane de euro. Un business pe care n-ar fi vrut să-l facă și sunt absolut convins că... Bine, am mai avut vreo 5 clienți de genul ăsta și se pare că e abordarea, cel puțin pentru noi, să ne vindem platforma, e cea mai simplă. Băi, fără niciun risc. Iau o platformă, vinde-o și când începi să scoți bani, o să ai clar nevoie de ceva și și ne plătești și pe noi în cele din urmă. E o abordare fair, adică, până la urmă, primești ceva... Nu chiar gratuit. Ok, analizând ce s-a întâmplat acolo, bine, prezentarea de astăzi am zis să fie așa mai de cancan, dacă PPC plus e-commerce egal love. Și în contextul ăsta nu mi era oarecum la fileu să întreb dacă PPC plus e-commerce sau SEO plus e-commerce egal love. Voi ce părere aveți? SEO plus PPC plus e-commerce egal love. Aș zice invers, aș zice PPC plus e-commerce plus SEO. Din niște magazine pe care le-am văzut. Atunci ai e-commerce plus PPC plus SEO. Ok, da. O să vedem la sfârșit care ar fi răspunsul la această întrebare. Ok, ți-ai făcut un magazin online, ai Google Analytics, ai Google AdWords, ai niște grafice acolo cu... Cred că aici sunt numărul de tranzacții și revenue pe acele tranzacții. E un pic tăiată imaginea, nu știu de ce. Cum ziceam, 9 milioane de lei sunt undeva pe la 2 milioane de euro. E un grafic de acum câteva săptămâni, luni. La fel, în Google AdWords... Pe cuvântul m-am concentrat, dacă... A umblat un PPC-ist. Da. Dar se vede tot, deci e ok. Asta e. Ce e din urmă? Da. Campania de pay-per-click, la fel. Ai niște grafice în care vezi numărul de click-uri, vezi costul, dar nu poți să observi foarte bine ce s-a întâmplat acolo, decât poate comparativ, nu știu, poți să vezi niște trenduri, o sezonalitate, nu te ajută foarte mult să-ți faci un business. Și atunci am zis în felul următor, ok, hai să luăm toate datele din Analytics, toate datele din AdWords, toate datele din loguri, toate datele din magazinul online, să le punem într-un Excel și să facem niște grafice cu datele respective. A rezultat cam același lucru în prima fază, pentru că era același mod de reprezentare. Ok, te ajută niște medii pe graficele respective, dar nu foarte mult. Adică îți mai taie din spike-uri, în rest nu face nimic, nu te ajută cu nimic altceva. Și atunci am zis în felul următor. De fapt, tu aduci prin campaniile PPC, tu aduci vizitatorii în site. Ce se întâmplă cu ei? De ce te-ar interesa ce se întâmplă în acel moment? Și atunci a fost o consecință oarecum logică a modelului pe care îl prezint, să adunăm toate datele alea, nu să le vedem pe intervale de timp. Și rezultă un grafic mult mai frumos. Graficul respectiv este e în felul următor. Există o linie, cea cu MOV, care este costul cumulat per pay-per-click. Există un profit din acea campanie de pay-per-click. Cred că este acesta cu puncte, da. Există niște vânzări, există un profit la acel vânzări. E clar că dacă faci doar pay-per-click, nu ești profitabil, pentru că tot timpul este la un interval sub.
Există clienți care revin și care i-ai adus odată prin pay-per-click, îți cumpără de mai multe ori și undeva la nivelul ăsta, care înseamnă, cred, de 100 și ceva de intervale, ajungi la break-even, adică ți-ai scoate banii, dar mai există ceva. Există un profit total care după un destul de repede ajunge să depășească cheltuiala cu pay-per-click. Acest profit total, bine, modelul de business funcționează în felul următor. În fiecare săptămână sau zilnic sau la ideal ar fi măcar o dată pe săptămână, tu să măsori să măsori niște parametri, să măsori, o să-i discutăm la următor parametrii respectivi și să-ți faci un astfel de grafic. De ce? Pentru că poți tot timpul să faci previziuni. Mă rog, am sărit niște pași. Ce se vede din acest grafic? Se vede exact momentul în care s-a întâmplat să fie break-even-ul pentru acest proiect. Se vede suma calculată, mă rog, n-am pus-o pentru că, dar vă pot spune cu aproximație, a fost undeva, deci bugetul până la break-even a fost undeva la 130.000 de euro, lucru pe care ai zice, băi, 130.000 de euro băgați în PPC, nu prea e ok. Da, dar bugetul de PPC, riscul pe care îl ai pentru acest buget, tot timpul este diferența dintre aceste două linii. Diferența între cât încasezi în acea zi și cât cheltui în acea zi sau în acel interval. Și surpriza a fost că riscul lor niciodată nu a fost mai mare de 5.000 de euro. Ideea este că au mai avut un avantaj. Bine, riscul l-am trecut aici cu o linie albastră ca să se vadă cam cât de mare a fost riscul vis-a-vis de beneficiile obținute. Avantajul lor a fost, ei au mai avut un avantaj foarte interesant. Ei aveau stoc pe banii furnizorilor și îl plăteau la 60 de zile. Asta ce înseamnă? Că eu compar veniturile de aici, pentru că aici fac veniturile, cu cheltuiala de undeva din urmă. Și atunci, de fapt, riscul și riscul pe care l-au avut ei vis-a-vis de acest model de business și de businessul pe care l-au, a fost de 300 de euro. Deci ei niciodată nu au fost în pericol să piardă mai mult de 300 de euro în acest business. Ok, cum facem asta? Păi, haideți să vedem cum e procesul într-un magazin online. Userul vede reclama pe un site, dă click la un moment dat, comandă, îi se livrează un colet, după care revine. Și ideal ar fi să se întâmple acest proces de cât mai multe ori. După care, îi mai comandă o dată și tot așa. Ok, după care userul vorbește cu niște prieteni sau, mă rog, care comandă și ei. Perioada asta la noi e una foarte, foarte încărcată. Vindem, de obicei, noi vindem, sau mă rog, prin serverele noastre trec undeva la 1000 de comenzi pe zi. Zilele astea trec mult mai multe și l-am făcut un pic în grabă. Dar sunt mândru de el că l-am făcut eu măcar, nu l-am luat de nicăieri. Și de aici avem, putem să ne setăm niște indicatori de performanță. Începând cu numărul de câte ori userul vede reclama, chiar dacă nu dă click pe el, se știe că în momentul în care un user vede o reclamă undeva între 11 și 13 ori, rata de conversie este optimă. Și și sunt niște studii pe tema în care dacă ți intră între 4 și dacă intră în contact cu site-ul tău între 4 și 8 ori, probabilitatea să cumpere este de 80% din clienții care ți intră între 4 și 11 ori cumpără. Și în contextul ăsta, deci noi trebuie să urmărim tot timpul, odată, câte impresii avem, ce rată de click avem, ce rată de conversie avem, ce rată de revenire. Am uitat aici partea de abonare la newsletter, care bineînțeles,
Da, ca un obiectiv secundar, luat datele clientului ca să poți să-l introduci în sistemul tău de fidelizare. Nu. Să-l introduci în sistemul de fidelizare, nu să-l spamezi, pentru că dacă îl spamezi, n-ai făcut nimic. După care există foarte... De exemplu, o chestie interesantă. În momentul în care tu faci customer acquisition, nu vrei neapărat să vinzi, și customer acquisition, pentru customer acquisition există foarte multe metode destul de simple. Când a venit decembrie, tu nu mai trebuie să cumperi reclamă și să licitezi pay-per-click. Ei nu mai cumpără reclamă, cred că de, nu știu, de o lună jumate, de două luni, pentru că nu mai fac față cu comenzile doar pe sistemele interne de fidelizare. Fără nimic altceva. Nu? Greșesc? Ok. După care există, la fel, pe partea de fidelizare, există tot timpul de sisteme să-ți pui userii la treabă, concursuri de genul dă cuponul ăsta prietenilor tăi și dacă comandă cel mai mult câștigi nu știu ce. Dacă ei comandă, ei au nu știu cât la 100 discountul, la fel. Bineînțeles, toate astea trebuie să ți le suporte platforma și aici e un nișu destul de mare pentru că foarte puține suportă multe din metodele pe care recunosc și noi le-am implementat cu ei prima oară. Mai am sau atât au trecut? Și cam ăștia ar fi indicatorii. Acum, e replicabil acest model? Absolut. De ce? Pentru că eu pot să-mi setez un astfel de model matematic pe indicatorii respectivi și să zic, bă, eu vând șosete. Ok, dacă vând șosete, vreau să fac 30 de milioane în prima lună, 50 de milioane de euro în a doua și 100 în a treia. Cu rată de conversie de 25%, 33, că am un client care are rata asta, cu rată de conversie de 33% și cu valoare medie de 500 de lei, că așa m-am gândit eu. Ok, îți faci modelul, e ok, îți apar așa niște cifre, după care vine realitatea, vine prima săptămână. Cât ai vândut? Păi ai vândut șosete de 20 de lei cu conversie de 0,15 și cu comanda medie, am zis, de 20 de lei. Bun, retușăm, dar luna viitoare tot 30 de milioane vindem. Și după câteva astfel de intervale o să-ți dai seama că acest grafic te duce spre realitate și măcar tu vei ști, replicând modelul la alte magazine, n-a ieșit niciodată mai devreme de 30 de săptămâni, dar nici mai târziu de 60 de săptămâni punctul de break-even. Și la niște cifre frumoase, adică să-ți merite să ții niște angajați, nu faci magazin online să zici că l-ai și să te duci la o bere seara cu prietenii să zici că ai magazin online. Nu, să poți să ții niște angajați, să poți să vinzi. Și în momentul ăsta tot timpul acele cifre ți se updatează și tu după 10-20 de săptămâni deja ești în punctul în care poți să iei decizia, da mă, business-ul ăsta e pentru mine sau ăsta nu e pentru mine. Mai mult decât atât, tu având toți indicatorii pe care i-ai supraevaluat sau i-ai subevaluat, există tot timpul metode punctuale. Vrei să crești rata de conversie, probabil o să existe după mine niște prezentări vis-a-vis de cum să faci anunțurile, cum să faci nu știu ce, vrei să-ți crești rata de comandă, faci, nu știu, comandă telefonică, pui acolo un câmp, dacă îți dai numărul de telefon, te sunăm noi, facem noi toată comanda în locul tău. Apropo, la oamenii ăștia, pur și simplu minunea asta aduce 5 milioane în fiecare zi, de lei, 500 de lei. Deci pui un câmp pus undeva într-o pagină. Dacă vrei, există și reversul medaliei. Am avut un client la care un an de zile nu i-am găsit ce problemă are, deci n-am găsit. Ok, am lucrat la toți parametrii, nu se... Și era un brand destul de mare și renumit, cu vreo 100 de magazine în toată România. Întâmplarea a venit de Black Friday. De ce? Pentru că de Black Friday omul a zis, băi, dacă toată lumea mărește prețurile, eu de ce să nu le măresc? Și toate produsele lui care costau 69 de lei, 59 de lei, 79 de lei, nu le cumpăra absolut nimeni, a zis așa, de Black Friday, produsele astea costă tot atâta, dar sunt reduse de la 2 milioane jumate, de la 3 milioane, de la 4 milioane. Vinde de rupe de atunci. Deci vinde de rupe din momentul ăla. N-a ieșit încă din Black Friday. N-a ieșit încă din Black Friday. Și surprinzător nici n-a dat vreun discount, adică, știi?
Asta apropo de, da, mai avem un proiect unde am monitorizat și se pare că destul de mulți au făcut chestia asta de Black Friday și, da, dacă prinde... Deci asta era ingredientul lipsa, apropo de... Nu există o rețetă universală alta decât asta, să-ți pui niște cifre după ureche și după aia să le adaptezi pe măsură ce se întâmplă lucrurile. Mai mult decât atât, tu tot timpul poți să-ți calculezi, cum ziceam, diferența asta sau la fel, o să ai o diferență așa sau așa în funcție de cine te creditează, dacă plătești la Google după 3 luni sau dacă plătești înainte sau dacă plătești la furnizori înainte sau ai deja stocul propriu. Există, tu știi în modelul acesta cum îți vei calcula diferența, dacă e așa sau respectiv mică sau dacă e așa și atunci este mai mare. Dar cert este că tu vei ști tot timpul cât riști. Și e foarte important să știi, băi, ok, m-am înhămat la ceva ce nu pot să duc sau da, e ok, pot să mai duc încă un jumate de an business-ul ăsta. Ok, întrebarea rămâne dacă PPC plus e-commerce sau SEO plus e-commerce. Diferența este că toate tehnicile pe care sau diferența majoră între cele două este că la PPC ce ai făcut astăzi, dacă tu ți alegi aici intervalul astăzi sau o săptămână, ce ai făcut astăzi poți măsura săptămâna viitoare. La SEO poți să faci ceva acum, s-ar putea să poți măsura peste vreo 2 luni, s-ar putea să poți măsura doar peste 6 luni și atunci SEO e ok să-l faci, dar după ce ai făcut PPC și mai ales că din experiența clienților mei, nu poți să faci SEO pe mii de cuvinte. Vei face pe câteva care sunt relevante și atunci să testezi area de cuvinte cu PPC. Și mă rog, în concluzie, nu există PPC plus e-commerce egal love, există PPC plus e-commerce plus love față de clients, înseamnă bani. SEO e ulterior. Mulțumesc pentru... Dacă sunt întrebări sau... Asta vreau să zic. Deci dacă aveți ceva. Spune. Firma despre care am vorbit, ce fel de domeniu de activitate are? Ce fel de produse mai are? Nu mă interesează numai. Produse în stoc. E foarte important. De ce spun că e foarte important? Pentru că am replicat modelul ăsta și funcționează foarte bine dacă elimin din ecuație toate problemele pe care ți le poate aduce o aprovizionare defectuoasă. Valoarea pe produs, probabil. Bine, profitul pe... Nu chiar. Valoarea, deci comanda medie e undeva la 70 de lei, profitul e undeva la 30%. 21. Dar e replicabil în aceeași măsură în care, de exemplu, vinzi, nu știu, haine de unde ai comandă poate de 2 milioane și adaugi tot atât de mare. Sau vinzi IT unde vinzi un laptop de 15 milioane și ai 1%, e același profit. Și costurile, și ți-am spus, modelul merge pe orice. Tehnicile folosite nu merg pe orice, dar la tehnicile folosite e o chestie de arunci 10 undițe, măsori, vezi, pare simplu, adică să tragi acolo 3 linii. Dar fiecare punct din linia aia are cel puțin 5-6 variabile în spate. Și atunci nu e foarte ușor să calculezi, dar cu siguranță nu te vei trezi că ai dat faliment dacă faci asta. Și mai mult decât atât, tot timpul vei îmbunătăți. Adică o să vezi, băi, ok, e o chestie interesantă apropo de KPI. Dacă tu ai o anumită rată de conversie, o anumită rată de fidelizare, o anumită rată de comandă medie și dacă pe toate le mărești cu 10%, ceea ce nu e o mare tragedie, adică, nu știu, în loc de 10 comenzi generezi 11, în loc de 200 de lei comandă medie, faci un upsell și generezi 220 comanda medie. Surprinzător e că cifra de afaceri și profitul îți va crește cu 40 până la 60%. Ceea ce pentru un efort mic e... Lasă-mă că sunt atent aici. Sunt faci cam pop în ediție la emisiunea lui Andrei Gheorghe, nu? Da, mă rog că nu-s 3 metri. Ok, alte întrebări? Până la break-even ai spus 130.000 de euro. Care rulați. Rulați. Care a fost cifra de afaceri și profitul? Dacă bine, 30% e simplu, dar... Păi profitul a fost 230.000 de euro. Cifra de afaceri a fost până la 800.000, dacă mi-am dat bine. Și ca perioadă de timp? 52 de săptămâni. Da.
Da, v-am zis, deci acum depinde ce vin. N-am văzut mai devreme de 30 și ceva de săptămâni, la fel cum n-am văzut mai târziu de 60, poate. Așteptăm un infografic. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, hai să ne mulțumesc.